Vicepreședintele PSD Gorj Ciprian Florescu a declarat că este legal să transporți membrii de partid și simpatizanții partidului la secțiile de votare. A căra propriul electorat nu este împotriva legii. Nu se numește turism electoral. Turism electoral se numește să iei un votant și să-l plimbi să voteze, să încerce măcar să voteze la mai multe secții. Adică să-și exprime votul de mai multe ori și este împotriva legii. A mă duce eu, că sunt candidat sau fac parte din echipa candidatului, să-mi identific membrii mei de partid, simpatizanții mei și să le facilitez ajungerea la secția de votare, repet, nu și subliniez chestia asta. Nu este. Democrați liberali consideră că declarația lui Florescu reprezintă o dovadă de premeditare a încălcării legii și îi avertizează pe socialdemocrați că vor apela la 112 dacă aceștia vor încerca să transporte oamenii la vot. Vă garantez că n-am contractat autocare cum au făcut ei, că probabil nu mai e niciun autocar de închiriat prin județul Gorj duminică și nici nu suntem pregătiți să facem turism electoral așa cum fac ei. Da, vă garantez un singur lucru, că suntem în teren, toți, și le spun de acum că suntem mai mulți decât au ei impresia. Și de fiecare dată când vom vedea vreo chestiune de genul ăsta, sunăm la 112. Liberalii spun că s-au obișnuit cu ilegalitățile săvârșite de PSD și așteaptă ca autoritățile să-și facă datoria. Tot ce este ilegal pentru PSD în acest moment este legal. Ce veți face dacă se facă la vot? Bineînțeles că vom sesiza instituțiile statului să-și facă datoria și sper ca instituțiile statului să-și facă datoria și nesesizate. Transportul alegătorilor la vot este o strategie la care au apelat toate partidele politice în fiecare campanie, diferența fiind făcută doar de mijloacele și resursele de care dispune fiecare formațiune.